Preoții din Țara Făgărașului merg zilele acestea din casă în casă pentru a-i binecuvânta pe credincioși și pentru a le sfinți locuințele. Oamenii sunt stropiți cu apă sfințită, iar preoții rostesc rugăciuni pentru ocrotirea lor. Toate acestea pentru că în 14 septembrie credincioșii sărbătoresc Ziua Crucii. Încă de câteva zile, gospodinele din Țara Făgărașului muncesc din greu pentru a-și curăța locuințele. Femeile se pregătesc să-i primească pe preoți de Ziua Crucii. Aici, în Țara Făgărașului, este tradiția ca de Ziua Crucii să meargă cu sfințirea caselor, cu apa sfințită pentru sfințirea caselor credincioșilor. E tradiție veche, nu în toate regiunile țării, nu în toate zonele, ci aici, în zona Făgărașului, se păstrează această tradiție. Să merge pentru că intră în rânduiala bisericii noastre ca preoții să meargă să viziteze vreodată credincioșii, familiile credincioșilor, pastorați, care intră în obligațiile lor de pastorație și să le sfințească casele cu apa sfințită. Și pentru oameni a devenit deja o tradiție să-l primească pe preot în casele lor. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. În fiecare an, la 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci. Fără cruce nu există înviere și mântuire. Ea este unul din cele din tâi simboluri creștine reprezentând marele mister al credinței, patima și moartea prin răstignire.